Ok. Părerea lui Carmen Avram. Eu am auzit că ar fi 40 de voturi lipsă. Dar, mă rog, moțiunea nu cred că va reuși și nici nu cred că Partidul Național Liberal și domnul Iohannis își doresc să iasă această moțiune, pentru că se vede din felul în care s-au pregătit până acum. N-au un premier anunțat care să fie corespunzător, n-au un program de guvernare și nici măcar nu au seriozitatea de a garanta că vor la guvernare. Adică e doar o chestie declarativă. Nu i-am văzut să facă mișcări puternice spre intrarea la guvernare și știu foarte bine că nu vor să guverneze în acest moment, unul, pentru că nu sunt pregătiți și doi, pentru că le-ar conveni mai mult le-ar conveni să strângă forțele și să-și construiască o coaliție, dacă se poate, mai puternică decât au acum, pentru că în momentul acesta între PNL și USR nu mi se pare că ar exista așa o frăție în privința unei alianțe care să ducă spre o guvernare stabilă.